Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Vă aflați la început de săptămână, iar acest lucru vă ajută în tot ceea ce faceți, deoarece veți fi optimiști și gata de orice provocare. S-ar putea ca cineva din familie să se îndoiască de puterea voastră de decizie, iar acest lucru ar putea duce la un conflict. Deși este bine să vă puneți piciorul în prag, încercați să o faceți într-un mod care nu va duce la o situație tensionată. Astrele nu anunță o perioadă prosperă pentru situația materială, însă nu veți lăsa acest lucru să vă împiedice de la a vă trăi viața. Tot ce va trebui să faceți va fi să țineți un buget mai strict. Încercați să echilibrați timpul alocat muncii cu cel alocat familiei. Mulțumirea voastră va fi completă astfel. Horoscopul zilei Taur. Astăzi veți reuși să puneți în mișcare o rutină care va contribui la sănătatea voastră. Fie veți lua un mic dejun sănătos, fie veți alerga seara pentru o scurtă perioadă de timp. Orice alegeți să faceți, acesta este un pas bun pentru îmbunătățirea condițiilor fizice, dar și mentale. Mai ales dacă până acum ați avut o viață haotică, se impune să luați măsuri în sensul normalității. Este o zi bună și pentru a vă face planuri de viitor, încercați să riscați mai mult și să acceptați oportunitățile la care nu v-ați fi gândit înainte. Nu vă faceți griji dacă atmosfera de la birou este una tensionată, deoarece s-ar putea ca un proiect să fie pe cale de finalizare, așa că perioada aglomerată îi obosește pe toți. Horoscopul zilei Gemeni. Deși faceți eforturi considerabile în cariera voastră, s-ar putea ca acest lucru să aibă urmări negative asupra sănătății voastre. Mai ales atunci când sunteți foarte aglomerați, tindeți să nu mai dați atenție propriei persoane, ceea ce reprezintă o atitudine negativă. Încercați să vă faceți timp pentru un control sau atunci când observați o durere sau constatați că vă aflați într-o stare deplorabilă. S-ar putea ca perspectiva voastră asupra unui conflict să fie cea care va înclina balanța. Rămâne de văzut în favoarea cui, însă alegeți cu grijă și încercați să priviți lucrurile dintr-un punct de vedere cât mai logic. Veți fi tentați să cheltuiți bani pe care nu-i aveți, așa că stați departe de magazine. Horoscopul zilei Rac. Vă aflați într-o perioadă foarte bună, iar cei din jur își pot da singuri seama de acest lucru. Sunteți gata să îi ajutați în orice problemă și sunteți primii care organizează o ieșire în oraș. Păstrați-vă această atmosferă pozitivă și la locul de muncă, deoarece s-ar putea să vă aștepte o perioadă agitată, în care vor exista foarte multe schimbări, dar veți da și peste oportunități pentru viitor. Astăzi aveți atitudinea potrivită pentru a aborda un subiect dificil față de partener. Nu ignorați problemele digestive, deoarece acestea ar putea să vă încurce planurile. Evitați să discutați despre problemele financiare în fața rudelor. Horoscopul zilei Leu. S-ar putea ca o schimbare de la locul de muncă să vă provoace o stare de anxietate care nu poate avea deloc efecte pozitive asupra psihicului vostru. Motivul este faptul că vă aflați în competiție cu o anumită persoană sau cel puțin așa simțiți. Nu ar trebui să vă faceți însă griji, deoarece o nouă persoană în echipă ar putea însemna mai multe lucruri pozitive decât negative. Este posibil ca în ultima vreme să fi simțit că dragostea plutește în aer, așa că ar trebui să vă așteptați ca o cunoștință sau chiar un prieten bun să își dezvăluie sentimentele față de voi. Nu insistați asupra unui tratament care nu dă roade. Acest lucru este valabil și pentru diete. Horoscopul zilei Fecioară. Ar trebui să evitați lucrurile sau situațiile ce vă pot înrăutăți starea, cum ar fi anumite publicații cu știri nedorite sau prezența unor persoane pesimiste în preajma voastră. Dedicați-vă sănătății mentale în această perioadă și încercați să găsiți activități ce vă pot relaxa. S-ar putea să fiți copleșiți de responsabilități la locul de muncă. Dacă există această posibilitate, ar trebui să încercați să delegați unele din sarcini. Este posibil să vă gândiți deja la următorul pas pentru relația voastră, dar ar trebui să vă asigurați că și partenerul se simte la fel de pregătit. S-ar putea ca timpul petrecut alături de copii să vă calmeze. Horoscopul zilei Balanță. Deși toate semnele arată faptul că înaintați în relația voastră, s-ar putea ca adevărul să fie puțin diferit perceput de către voi. Va trebui să învățați să comunicați sincer și deschis cu partenerul. Nu vă bazați doar pe semne sau presupuneri. Astăzi veți reuși să atrageți un potențial client pentru compania voastră, lucru ce nu va trece neobservat de către superiori. Ar trebui să aveți grijă atunci când criticați munca altcuiva. Nu uitați că acest lucru trebuie făcut într-un mod constructiv. Copiii au devenit o provocare pentru voi în această perioadă, în special atunci când vine vorba de anumite reguli pe care le ignoră. Horoscopul zilei Scorpion.
Chiar dacă un proiect pare că ar putea aduce un venit în plus, încercați să vă consultați cu cei din jur și să ascultați păreri diferite de ale voastre. Ați putea fi surprinși să aflați că există și soluții mai bune decât cele previzionate de voi. S-ar putea ca partenerul să se confrunte cu o problemă personală, ceea ce ar putea duce la o atmosferă tensionată între voi. Astăzi ar trebui să stați cu ochii pe telefon, deoarece s-ar putea să primiți o veste bună de la cineva drag. Ar trebui să profitați de vremea bună pentru a practica un sport în aer liber. Astfel veți reuși să lucrați la condiția fizică fără a consuma prea mult din buget. Încercați să fiți mai răbdători cu cei din jur. Horoscopul zilei, Săgetător. Deși dieta este un aspect important al sănătății noastre, s-ar putea ca organismul vostru să sufere din alte motive, pe care trebuie să le depistați la vreme. Acestea ar putea fi probabil legate de programul încărcat la locul de muncă, combinat cu lipsa de somn. Ar trebui să fiți mai selectivi cu proiectele voastre și să delegați anumite responsabilități. De asemenea, cofeina este o substanță ce ar trebui evitată în această perioadă. Veți fi tentați să ignorați apelurile de la cei dragi sau încercările lor de a intra în contact. Cineva drag vă va face astăzi o surpriză, însă nu veți avea mult timp la dispoziție pentru a vă bucura. Horoscopul zilei, Capricorn. Astăzi s-ar putea să nu știți asupra cărui proiect să vă concentrați la locul de muncă, pentru că este foarte posibil să fiți foarte aglomerați. Dacă nu reușiți să vă împărțiți timpul între toate aceste lucruri, ar trebui să cereți ajutorul cuiva sau să dedicați puțin timp din zi pentru a vă organiza gândurile și responsabilitățile. Organizarea va fi foarte importantă. S-ar putea ca toleranța celor dragi să vă inspire în aceste zile. Veți fi tentați să fiți mai sinceri atunci când vorbiți despre alegerile voastre pentru viitor. Încercați să nu amânați promisiunile făcute unui părinte sau unui copil, deoarece acest lucru ar putea foarte ușor să vă afecteze relația. Horoscopul zilei, Vărsător. Dacă partenerul nu pare prea doritor să vorbească despre viitorul relației voastre, s-ar putea să existe o problemă între voi pe care trebuie să o clarificați. La locul de muncă va fi o tensiune. S-ar putea să nu fiți de acord asupra unei probleme, însă decizia finală nu vă aparține. Atâta timp cât vă prezentați punctul de vedere cu argumentele solide, nu veți avea probleme. Evitați să cheltuiți banii de pe card, deoarece va fi dificil să țineți evidența sumelor pe care le investiți. Astăzi nu veți avea prea mult timp pentru a fi activi, iar acest lucru s-ar putea să fie valabil pentru întreaga perioadă. Compensați printr-o dietă echilibrată. Horoscopul zilei, Pești. Este posibil ca cei dragi să vă simtă lipsa în această perioadă ocupată, așa că încercați să dați un semn de viață din când în când. Astăzi veți avea șansa să impresionați un potențial partener cu șarmul și inteligența voastră. Încercați să uitați de emoții, deoarece aveți nevoie de un partener cu care puteți comunica deschis. Este posibil să vă confruntați cu retenție de apă în aceste zile călduroase. Dacă nu reușiți să vă impuneți punctul de vedere la locul de muncă, ar trebui să încercați o altă abordare. Nu este nevoie de prea multă convingere din partea celor dragi pentru a vă scoate din rutină, iar acest lucru vă ajută. Horoscopul zilei de azi.